Doamnelor și domnilor, bună ziua, eu sunt Dan Gabor, vă invit să urmărim împreună știrile orei 15. Sunt probleme în mai multe centre de vaccinare, unde dozele pentru rapelul cu serul de la Pfizer s-au epuizat sau au ajuns cu întârziere. Oamenilor programați li s-a spus să revină mai târziu sau să aștepte. Din acest motiv s-au format cozi imense în fața centrelor. Colegul meu, Andrei Ștefan, îi se alătură acum cu mai multe detalii. Bun găsit, Andrei, te ascultăm! Bun găsit, este în Bulzeal aici la centrul de vaccinare de la Romexpo. O zi cu probleme pentru că și dimineața au fost probleme, însă atunci vorbeam de câteva zeci de persoane care așteptau la coadă să se imunizeze. E bine, acum sunt câteva sute. Dimineața problema ar fi fost cu dozele care ar fi rămas în trafic, de atunci s-au devansat cu o oră programările. E bine, acum problema este că s-au terminat dozele și Institutul Cantacuzino a fost nevoit să trimită doze de vaccin aici către centrul de vaccinare de la Romexpo. Însă oamenii așteaptă de câteva ore bune să se imunizeze, nu li s-a dat nicio informație oficială, nu a ieșit nimeni să le spună ce s-a întâmplat efectiv. Abia acum s-au deschis porțile și au fost chemați oamenii care ar fi fost programați pentru ora 11. Iată 4 ore diferență de așteptare, oamenii sunt nemulțumiți, sunt nervoși, unii și-au luat liber de la serviciu, alții sunt cu copii, nu li s-a spus nimic. Bineînțeles, după cum vedeți, sunt câteva sute de persoane, nu se respectă nicio normă de distanțare, nu au cum. Oamenii așteaptă totuși o lămurire. De altfel, aici în București este și cel mai mare apetit pentru imunizare, putem spune așa. Sunt aproape 180.000 de oameni înscriși pe liste, iar această problemă cu epuizarea dozelor este destul de întâlnită. Capitala mereu epuizează dozele de vaccin anticovid încă din primele zile de la intrarea în țară. De aceea, mulți locuitori ai capitalei aleg de multe ori să călătorească în județele vecine pentru a se imuniza. La 24 de ore de la introducerea noilor măsuri anticovid, guvernul ia în calcul relaxarea restricțiilor. Una dintre măsurile asupra care ar putea reveni executivul este cea privind închiderea magazinelor de la ora 18. În mai puțin de 2 ore începe la Palatul Victoria o ședință de guvern în urma căreia vom vedea dacă se va schimba ceva. Colega mea, Gabriela Del Pupo, mi se alătură acum cu detalii. Bun găsit, Gabi! Ce ai mai? Bun găsit, într-adevăr, zilnic se va analiza situația închiderii magazinelor de la ora 18 și se va vedea dacă efectul scontat a fost și atins, și anume distanțare și, bineînțeles, lipsa aglomerării. Dacă însă se va constata că se aglomerează și mai mult magazinele și că oamenii insistă să-și facă cumpărăturile pe ultima sută de metri, atunci se va reveni asupra acestei decizii. O altă relaxare la care ne-am putea aștepta în perioada următoare, având în vedere că astăzi în ședința de guvern se va adopta o ordonanță de urgență care va permite testarea în farmacii și raportarea rezultatului acestor teste, este cea a permiterii unor activități, precum activitățile în sălile de sport sau chiar mai înspre vară concerte și evenimente culturale cu dovada unui test negativ. Iată deci că se pregătesc vești bune pentru toți românii care au primit, din păcate, vești proaste la ultimul anunț și ultimele decizii luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Așteptăm să vedem o limită de timp pentru analiza acestor efecte ale măsurilor impuse de curând. Mulțumesc, Gabi Del Pupo, pentru toate informațiile. Guvernanții dădeau de altfel încă de dimineață semne că ar vrea să mai ridice din restricții. Au simțit că parcă e prea mult pentru populație. Premierul spunea că înțelege pe români că au obosit după un an întreg de restricții, dar efortul le va fi răsplătit. Toți au obosit. Ne-am luptat cu pandemia de un an de zile și am făcut toate eforturile. Ceea ce, de partea noastră, am comandat doze de vaccin, mai multe decât am avea nevoie, pentru a asigura că dacă este nevoie și anul viitor, vom avea acest vaccin. Premierul Florin Câțu spune însă că nu este de acord cu protestele atât timp cât se încalcă legea. Oamenii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare. Este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a ajuta pe români. Știți foarte bine, situația în spitale sunt foarte aglomerate. De asemenea, spune șeful guvernului, în august vom avea peste 10 milioane de oameni vaccinați și atunci virusul nu ne va mai pune atâtea probleme. Dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează,
vom putea vorbi de o vaccinare a 10 milioane de cetățeni în luna august, în loc de luna septembrie. Deci... La rândul său, ministrul Sănătății spune că înțelege că răbdarea oamenilor a ajuns la limită. Cred că românii au respectat măsurile de precauție. Eu cred că românii, cred că în general ne punem foarte mult pe umeri și ne tindem să ne învinuim unii pe ceilalți. Repet, îi înțeleg și inclusiv pe cei care protestează, îi rog doar să aibă grijă de care protestează într-un fel sau altul, fie pe străzi, fie la televizor, fie nu știu, la ei acasă. Dar sunt efectiv îngrijorat, situația este critică în spitale și îi rog să aibă grijă de ei și de cei dragi. Nu există o singură persoană care să aibă cea mai mică bucurie în a propune sau concluziona că trebuie o măsură de protecție în plus, care nu face viața oamenilor mai simplă, ci o face ceva mai complicat. Chemarea lui Raed Arafat în Parlament nu a fost o idee bună, ci o eroare politică majoră, consideră deputatul PNL Florin Roman. Liberalul s-a declarat deranjat și spune că în felul acesta până și antivacciniștii vor fi invitați la ședințele PNL. În stradă, în 24 de orașe, vă cere demisia. Premierul Florin Câțu l-a adus în ședința liberalilor pe șeful DSU pentru a explica noile restricții introduse de autorități, în contextul în care mai mulți lideri din teritoriu au contestat măsurile mai stricte pentru controlul pandemiei. Au fost și liberali deranjați de prezența lui Raed Arafat la ședința de partid. Aceștia susțin că asocierea cu Arafat și restricțiile impuse de autorități va costa partidul. Nu știu cine a avut măreața idee, dar greșeli de genul acesta costă politic întregul PNL. Practic, se induce ideea că PNL este partidul care se asociază cu măsurile restrictive luate de Raed Arafat. Unele necesare, fără îndoială, dar altele ce ridică mari semne de întrebare, a scris deputatul PNL Florin Roman pe Facebook. În ședința PNL, Raed Arafat a tras un semnal de alarmă și a anunțat că situația nu este una bună și că în majoritatea județelor se înregistrează creșteri de noi cazuri COVID. Potrivit unor surse, liberalii au reproșat lui Arafat decizia prin care magazinele se închid la ora 18. Situație tot mai gravă la terapie intensivă. Aproape 1400 de oameni sunt internați în secțiile ATI din toată țara, iar lucrurile nu se vor îmbunătăți, după cum arată previziunile specialiștilor. În 32 de județe, rata de incidență a crescut, iar Bucureștiul se îndreaptă cu pași repede spre 7,5 la mie. Creșteri de 0,01, 0,02 au fost în 32 de județe, plus municipiul București. Deci asta ne atenționează că situația nu este stabilă. Din cauza asta s-au luat unele măsuri care nu diferă de măsurile care sunt și în alte țări, chiar sunt mai ușoare. Însă, dincolo de ratele de incidență, situația devine extrem de gravă în secțiile de terapie intensivă. 1398 de pacienți sunt în stare gravă la ATI în toate spitalele din țară. Avem și în punctele și încă suplimentăm. La București s-a dat acum un număr de locuri în tirul de terapie intensivă mobilă. Deja sunt pacienți acolo la Sfântul Ioan. Se mai instalează tirul de terapie intensivă cu alte locuri la Babeș. La Balt știm că s-a crescut, am detașat și medici acolo cu 20 de paturi. Este Vitingul, care sperăm că săptămâna asta începe cu 10 paturi. Deci am detașat medici pentru Viting și cu 10 paturi sper să începem aici, pe lângă ce se face și în alte zone din țară. Și din nou, capitala conduce detașat în privința cazurilor înregistrate în ultimele 24 de ore. Unul din patru infectați este din București. Potrivit datelor oficiale, în capitală s-au înregistrat 1105 cazuri noi, în timp ce la nivel național avem în ultimele 24 de ore 3825 de noi infectări. De asemenea, 120 de oameni au fost uciși de coronavirus în ultimele 24 de ore. Din păcate, marile aglomerări urbane, cum este București, a înregistrat o accelerare a transmiterii. Această accelerare, să știți că a generat acea rată de incidență. Ce trebuie să înțelegem este că în momentul în care ai o rată de incidență foarte mare, deci asta traduce o transmitere extrem de accelerată în comunitate, e nevoie de o perioadă mai lungă de timp ca măsurile restrictive să aibă și efect. De aceea consider că în acest moment cu toții trebuie să fim responsabili și să respectăm cu strictețe aceste măsuri, ca să putem spera ca în 2-3 săptămâni din acest moment să înregistrăm o fază descendentă a numărului de îmbolnăviți.
PSD anunță înființarea Comisiei de Anchetă privind datele comunicate de guvernanți. Șeful socialdemocraților susține că primul care a sesizat că cifrele au fost falsificate a fost ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și cere USR să susțină înființarea Comisiei. Întrebat despre ce date este vorba, Ciolacu a spus că s-au falsificat date ca să se poată ține alegerile în România. Dacă până acum îi înjura pe cei de la guvernare, fie ei useriști, fie liberali, acum Ciolacu are nevoie de cei de la USR să-i voteze Comisia de Anchetă privind cifrele comunicate în timpul pandemiei. Am decis depunerea solicitării privind înființarea unei comisii de anchete parlamentare care privește falsificarea datelor pandemiei. Pandemia este o problemă de siguranță națională. Sper ca USR-ul să nu închidă ideea de transparență și să voteze înființarea acestei comisii. Altfel, USR-ul este părtaș. Inițiativa PSD a plecat de la un schimb de replici între ministrul Sănătății și fostul ministru al Muncii pe Facebook. Voiculescu a comentat la o postare a Violetei Alexandru în care susține că felul în care a fost calculată rata de incidență în perioada alegerilor parlamentare i-a ridicat semne de întrebare. Ulterior, ministrul a revenit asupra declarațiilor. Primul care a sesizat că au fost falsificate datele a fost ministrul Sănătății al formațiunii USR. Ne-a explicat domnul ministru foarte clar cum nu s-au raportat ultimele două zile, iar unde erau focare de epidemie au fost scoase din prognoze. Este o lipsă de transparență totală. Sunt ferm convins că această comisie de anchetă va afla adevăr. Marcel Ciolacu a declarat încă de săptămâna trecută că va cere înființarea unei comisii speciale de anchetă în Parlament. Ministrul Sănătății reacționează după ce Marcel Ciolacu a cerut sprijinul USR privind înființarea unei comisii de anchetă în privința cifrelor așa zis false comunicate de guvern. Ministrul Sănătății spune că PSD nu prea are ce ancheta. Sunt două formule de calcul diferite, dintre care una e mai bună decât cealaltă, spune Voiculescu. Restul discuțiilor sunt fabulații PSD-iste. Socialdemocrații sună cumva așa. De fapt, vorbim despre un partid anacronic care a demonstrat în ultimii ani ceea ce știe, ceea ce vrea să facă. Unii dintre oamenii care vorbesc acum mai puțin de un an, spuneau că nu există virusul, spuneau că vorbeau împotriva folosirii măștii sau făceau parte din niște comisii care ar trebui să ia măsurile despre care vorbim astăzi. Respectiv, dacă vezi domnul profesor Rafil, știa foarte bine cum se calculează lucrurile, nu au fost secrete. Ministrul Sănătății spune că doar s-a schimbat formula de calcul a incidenței, nici mai mult, nici mai puțin. Și crede că acum e mai aproape de realitate, dar niciodată nu au fost ascunse sau falsificate cifre, așa cum acuză PSD-iștii. Modul în care calculăm incidența sau anumiți indicatori, lucrurile astea se pot îmbunătăți pe parcurs. Vorbim despre o îmbunătățire și nimic mai mult. Vorbim doar de îmbunătățire sau dacă au existat cifre? Evident vorbim de... S-au pierdut două zile din calculul celor. Haideți să spunem așa, dacă aș fi crezut că lucrurile sunt perfecte, nu n-aș fi propus schimbarea. Deci cred că acum incidența este folosită așa cum se cuvine. Dar nu puteam să propune schimbarea aceasta mai de mult, nu în martie? O greșeală făcută sau un viciu de procedură? Înțeleg nuanța, dar ideea că trebuie o comisie care să cerceteze, lucrurile sunt pur și simplu fabulate în jurul a ceva ce este foarte clar. Niște cifre și niște formule care sunt publice, repet, și au fost publice dintotdeauna. Pentru prima dată în ultimele 6 luni, Londra a raportat 0 decese cauzate de COVID-19. Scăderea este semnificativă, ținând cont că în luna ianuarie, la nivelul Angliei, au fost zile în care numărul deceselor trecea și de 1000, o bună parte a lor în Londra. În ciuda progreselor vizibile, premierul Boris Johnson a făcut apel la populație să rămână prudentă și să respecte regulile de protecție. Mulți britanici nu au ascultat însă mesajul și au plecat la picnicuri sau să joace golf, fără însă să poarte și măști. Și discutăm pe marginea acestui subiect cu Tudor Toma, medic român stabilit în Londra. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi. Vești bune așadar din Marea Britanie. Ce se află în spatele acestei reușite, să spunem? Noi am fost în lockdown încă din ianuarie. Aceasta este o componentă a rezultatelor bune, iar apoi campania de vaccinare. Sunt peste 26 de milioane de persoane vaccinate în Marea Britanie.
Marea majoritate sunt vaccinate cu prima doză, dar vedem, apar aproape zilnic noi date care arată că prima doză este suficient de eficientă pentru a scădea incidența bolii, în special dacă sunt vaccinate persoanele la risc, care sunt persoanele în vârstă. A fost vorba despre serul AstraZeneca? În Marea Britanie s-a vaccinat atât cu AstraZeneca cât și cu Pfizer. Peste 12 milioane de persoane sunt vaccinate cu AstraZeneca și restul cu Pfizer, care primesc acum și a doua doză. Au fost restricțiile și măsurile în general mai stricte decât în România sau pur și simplu britanicii sunt mai conștienți de pericol și nu se lasă așa pradă fake news-ului? Nu știu ce să spun. În comparație cu România, din păcate n-am mai reușit să vin în România de aproape 2 ani de zile. În schimb, tot ce pot să vă spun în comparație cu primul lockdown, măsurile au fost un pic mai permisive, deși în special măsurile pentru cei care vin în Marea Britanie sunt mult mai stricte acum. Este nevoie de carantină la hotel, iar noi din Marea Britanie nu avem voie să plecăm în vacanță în străinătate. Cum s-a rezolvat în Marea Britanie lipsa locurilor la ATI? Că bănuiesc că v-ați confruntat cu aceeași problemă. Într-adevăr, locurile la ATI au fost suplimentate. A fost un plan care a fost pus în acțiune încă din primul val, când a trebuit să identificăm atât spațiul, cât și resursa umană pentru suplimentarea acestor paturi. În Londra, de exemplu, s-au suplimentat aproape de 3 ori numărul de paturi de la ATI, iar acum am revenit în aceeași formulă care era înainte de pandemie, ca număr de paturi și personal. V-ați confruntat, desigur, și cu o lipsa personalului. Cum ați trecut peste această piedică? Personalul a fost, în primul rând, la ATI se lucrează în echipă, iar în echipele de ATI au fost cooptați medici din specialități care au avut pregătire de ATI în programul de rezidențiat, medici din programul de cu specializare medicină internă, de exemplu, și au lucrat sub îndrumarea medicilor specialiști de ATI. Sunt, de asemenea, medici din specialități de nișă care au venit și au lucrat în ATI pe post de asistentă medicală. Așadar se poate. Credeți că acest mod de lucru ar putea să se aplice și în România? Trebuie doar ceva, să spunem, ca autoritățile să-și dorească să aibă viziune cum ar veni. Ceea ce e clar că în Marea Britanie a fost posibil acest lucru, să autoritățile să aibă viziune. Îmi pare rău, nu am auzit întrebarea. Spuneam că credeți că și în România se poate aplica același model, să fie luați specialiști din alte domenii cumva conexe, nu? Să suplinim și aici lipsa de personal cu care clar se confruntă România. Din cât am înțeles, pentru că am participat la o discuție la invitația Ministerului Sănătății din România, deci din cât am înțeles și în România sunt medici din alte specialități care participă la îngrijirea pacienților în terapie intensivă, iar acum a fost dat un ordin sau o reglementare juridică care practic reglementează această situație din punctul de vedere juridic pentru medicii din România. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în jurnal. A fost medicul Tudor Toma, medic român stabilit în Londra. Amenzi de aproape 150.000 de lei și 2 anchete penale. Sunt efectele grevei de vineri de la Metro. Ministrul Internelor, Lucian Bode, spune că justiția va face dreptate în acest caz și afirmă că sindicaliștii conduși de Ion Rădoi au pus în pericol sănătatea bucureștenilor. Am identificat persoanele care nu respectă prevederile legale. Pe de o parte, prevederile care vizează organizarea de adunări publice în spații închise și, pe de altă parte, nerespectarea măsurilor sanitare. Am legitimat 270 de persoane și am aplicat 109 sancțiuni în valoare de 145 de mii. Legea a fost aplicată și s-au declanșat 2 anchete penale. Una pentru încălcarea prevederii legii 62 pe 2011 privind dialogul social pentru neasigurarea serviciilor de transport la cel puțin o treime din activitatea normală. Iar cea de-a doua acțiune vizează
trimiterea sesizării făcute de Metrorex către DICOT pentru infracțiuni cuprinse în legea de combatere a terorismului. Ministrul de Interne Lucian Bode spune că acțiunea de vineri a fost una irresponsabilă, iar pentru asta cei care au creat acel haos de la metrou trebuie să răspundă. Când pui în pericol sănătatea oamenilor, nu poți scăpa nepedepsit, oricine ai fi, a afirmat Lucian Bode. În astfel de situații, cred că trebuie să acționăm cu multă responsabilitate și mă bucur că rațiunea și dialogul au învins. Condamn astfel de acțiuni complet iresponsabile prin care un oraș întreg a fost blocat, iar populația a fost expusă unor riscuri mari de sănătate. Nimeni nu este mai presus de lege. Faptul că 400-500 de oameni au avut impresia că pot bloca o linie vitală de activitate a unui oraș, transportul public cu metroul, fără să existe consecințe, faptul că a fost pus în pericol sănătatea oamenilor, a fost o mare greșeală. Apar noi detalii halucinante și reacții în cazul polițiștilor de la secția 16 din capital acuzați de tortură. Al doilea dintre cei doi bărbați care ar fi fost bătuți și torturați de agenți a fost găsit mort în locuința unui cunoscut la nici 3 săptămâni după moartea celuilalt tânăr. Ministrul de Interne a trimis corpul de control la secția 16 și dă asigurări că va face ordine acolo. Una dintre victimele agenților de poliție de la secția 16 a fost găsită decedată în locuința unui cunoscut. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Autopsia nu a relevat cauza decesului. Decesul bărbatului vine după ce în urmă cu doar 3 săptămâni a murit și celălalt tânăr bătut de polițiști în luna septembrie. Aparent, decesul acestuia din urmă s-ar fi produs din cauze naturale. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat dur și a anunțat că a trimis corpul de control la secția 16 pentru a elucida toate detaliile. Corpul de control al ministrului realizează o acțiune de control la secția 16. Imediat ce va fi finalizată această acțiune, concluziile le voi prezenta public. Pe de altă parte, am văzut și eu aceste informații. Nici nu poate fi vorba, nici prin gând să nu ne treacă să facem astfel de comparații cu oameni care depun la un moment dat o plângere și ulterior dispar. Ministrul de Interne a dat asigurări că va face lumină în acest caz. O să vedeți, nu vreau să intru în detalii, dar, spre exemplu, ultimul, din păcate, cel de-al doilea cetățean, suferea de o boală incurabilă. Și nu vreau să intru în alte detalii, familia a comunicat aceste lucruri și nu dorește să facă alte comentarii, ceea ce cred că și noi, pe noi trebuie să ne determine să le respectăm această dorință. Deci, până la urmă, se poate prezenta public cauza decesului, evident, pentru a nu exista astfel de suspiciuni, dar vă asigur că la secția 16 voi face ordine. Aștept rezultatul verificărilor corpului de control. Potrivit unor surse judiciare, moartea celor două victime nu ar periclita ancheta, de vreme ce suspecții ar fi recunoscut acuzațiile în timpul audierilor. 9 polițiști de la secția 16 din capitală sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tortură. Ei făceau parte dintr-un filtru de poliție organizat în zona străzii Calea Șerban-Vodă din București și ar fi bătut și sechestrat doi tineri care le reproșaseră că nu poartă mască. Evenimentele s-au petrecut pe 1 septembrie anul trecut și au fost dezvăluite abia după 5 luni. Și în 2018, la secția 16 de poliție din București, a fost dus un tânăr care, la interogatoriu, a ajuns să fie supus unor adevărate metode de tortură. Până acum, față de 3 dintre agenți, a fost luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Pentru alți 3 polițiști a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în timp ce pentru un alt ofițer nu a fost luată nicio măsură preventivă. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, primul care ar trebui să respecte regulile de protecție, este de fapt ultimul. Voiculescu a fost surprins pe holurile Parlamentului stând liniștit, fără să poarte masca de protecție. Ba chiar s-a întâlnit și cu un personaj, fără să aibă masca. Și aflăm mai multe detalii acum de la colega mea, Gabriela Del Pupo. Bună, Gabi!
Bun găsit! Totul s-a întâmplat în această dimineață, înainte de întâlnirea de coaliție, iar conversația a durat aproximativ 20 de minute. Bineînțeles că au apărut și primele critici. Fostul consilier onorific care și-a dat demisia de curând, Răzvan Cherecheș, îl critică pe ministrul sănătății pentru acest gest. De altfel, nu era foarte multă lume în jurul lui, pentru că era în fața biroului USR Plus și a fost invitat de un coleg să intre înăuntru. Astfel s-a terminat momentul de conversație de, spuneam, 20 de minute în care ministrul sănătății nu a purtat mască, dar totuși a fost surprins și se vede clar că nici măcar nu are intenția de a își pune o mască. Se poate observa clar și din imagini și din lungimea conversației faptul că acesta nu intenționa să pună mască sau nu a uitat-o cumva, ci pur și simplu era prins în acea conversație. Bineînțeles că urmează și amenzi, pentru că știm foarte bine, sunt amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei pentru cei care nu poartă mască în spațiile din interior. Mai mult decât atât, s-a aflat la o distanță mai mică de 1,5 metri de interlocutorul său în tot acest timp. Mulțumim pentru informații, Gabi Del Pupo. Ministrul Justiției, Sterian Ion, anunță că numirea procurorilor de rang înalt va fi făcută doar cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii și spune că este una dintre cele mai importante modificări aduse legilor justiției. Momentan este vorba doar despre o propunere. Ministrul a precizat că după mai multe consultări a găsit o soluție echilibrată, astfel încât numirile șefilor de parchete să nu fie controversate și să țină cont de recomandările organismelor europene. Una dintre cele mai importante chestiuni în discuție în anii trecuți a fost problema numirii procurorilor de rang înalt. Și aici am găsit o soluție la fel echilibrată. Am conferit un rol mai important Consiliului Superior al Magistraturii, al cărui aviz pe aceste numiri are, cel puțin la avizul negativ, are o valoare de aviz conform. Este o cerință care rezultă și din avizul Comisiei de la Veneția. Justiția are nevoie de o haină nouă și aceasta o poate reprezenta acest pachet legislativ. Probleme mari pe autostrada Transilvania. Între Nădășeru și Gilău, pe o porțiune de câțiva kilometri, pământul a luat-o la vale. O bandă de circulație a fost închisă, iar viteza a fost limitată la 60 de kilometri pe oră. Surparea de pământ s-a produs în zona kilometrului 52, pe sensul de mers de la Nădășelu la Gilău. Pe porțiuni de 10 de metri, taluzul de pe margine a alunecat până aproape de șosea, ducând la vale inclusiv rigolele de scurgere a apei și, în unele locuri, tone de bolovani care aveau rolul de a stabiliza pământul. Pentru că au apărut denivelări și în asfalt, o bandă de circulație a fost închisă, iar viteza a fost limitată la 60 de km pe oră. Reprezentanții CNAIR spun că alunecările s-au produs din cauza ploilor și ninsorilor din ultimele săptămâni. Surpările nu sunt o noutate pe acest tronson de drum. Probleme au apărut atât în timpul construirii lui, cât și după aceea, iar pământul poate aluneca oricând, avertizează specialiștii, pentru că terenul în zona respectivă este extrem de instabil și îmbibat cu apă. N-ar trebui să ne mire. Eu am întrebat în primul rând CNADNR-ul dacă există pericol pentru șoferi, pentru că asta e cel mai important, doamnă, dacă oamenii sunt în pericol, pentru că statul român, guvernul, CNADNR-ul, Ministerul Transportului sunt în stare de orice în această țară. Mi-au spus că nu se pune problema ca autostrada să se surpe, să crape de tot. Se circulă cu această restricție respectiv de 60 de km la oră pe un fir. Și mă stăteam și mă gândeam, voi vă imaginați că prima autostradă muzeu din România s-a surpat. Studiile de fezabilitate de când, în 2007-2008, de când s-a început construcția cu adevărat de autostradă din România, se fac din birou. Lotul de autostradă de la Gilău la Nădășelu a fost inaugurat în anul 2018, deși era finalizat în 2016. Mai trebuia construit un pod peste râul Someș, așa că deschiderea circulației a fost amânată timp de 2 ani, până când a fost terminat și acest pod, motiv pentru care tronsonul a fost botezat drept Autostrada Muzeu, un muzeu de 9,6 km și care a costat 260 de milioane de lei.
Elevii de clasa 8-a au început simularea evaluării naționale cu prima probă, cea la limba și literatura română. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, spune că vacanța de primăvară va avea 20 de zile, timp în care pot fi organizate activități remediale pentru elevii care nu au avut acces la ore. Simularea pentru evaluarea națională, aflându-se în zone carantinate. 2,5% din numărul de școli, 141 din 5576 nu vor organiza. 2,5% din numărul total de școli nu vor putea organiza simularea acum. Conform ordinului de ministru, vor putea organiza simularea de îndată ce ies din carantină localitățile în care funcționează aceste școli. Aș vrea să fac o precizare importantă. Școlile nu se închid. Școlile nu se închid pentru că elevii claselor terminale, a 8-a, a 12-a, a 13-a, nu vor avea programul modificat. Deci avem 20 de zile de vacanță, 10 zile pentru sărbătorile pascale catolice, între 2 și 11 aprilie, și 10 zile de vacanță pentru sărbătorile pascale ortodoxe. Cele două săptămâni de vacanță suplimentare se pot transforma în zile de școală cu prezență fizică. Un tânăr de 25 de ani din București a fost reținut în cazul amenințărilor cu moartea transmise actriței Maya Morgenstern. Tânărul ar avea probleme psihice. Între timp, polițiștii au ridicat mai multe echipamente informatice de la domiciliul acestuia. Actrița a postat sâmbătă pe pagina sa de socializare o fotografie a unui mesaj cu amenințări cu moartea și termeni antisemiți, care a fost primit pe adresa de e-mail a Teatrului Evresc de Stat din București. Ca actor de teatru, cu siguranță poți modela, poți sculpta în fu sau în conștiința și simțământul omului. Am fost iubită și m-am atras critici în același timp și rămâne bucuria de a fi făcut un rol, un personaj, o poveste. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, Direcția de Investigații Criminale ar fi primit sprijinul Brigăzii de Securitate Cibernetică din SRI. Inițial au fost identificați doi posibili suspecți, unul din București, celălalt din județul Timiș. În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii l-au reținut pe bărbatul din capitală. Într-un limbaj foarte violent, expeditorul a lansat amenințări extrem de dure la adresa actriței, familiei ei și comunității evreiești. Noi avem un grad de antisemitism în societatea din România și acest lucru este redat nu doar de sondajele de opinie și de anumite cazuri. În acest moment sunt peste 40 de plângeri la parchete, poliție, cu privire la respectarea legislației privind antisemitismul. Maya Morgenstern a publicat sâmbătă pe pagina sa de Facebook mesajul pe care l-a primit chiar înainte de Pesach, Paștele Evreiesc. Imediat a depus plângere la poliție. Mesajul amenințător a fost transmis pe toate adresele oficiale ale Teatrului Evreiesc de Stat, fiind semnat din partea AUR. Liderul AUR, George Simion, a transmis că se dezice și condamnă atacul la adresa actriței, apreciind că expeditorul nu poate fi membru al partidului. Miliardarul ceh Peter Kellner, proprietarul ProTV, se numără printre cele 5 persoane care și-au pierdut viața sâmbătă în urma prăbușirii unui elicopter în Alaska. El se afla la bordul unui aparat de zbor închiriat, care s-a prăbușit în apropierea unui ghețar. Peter Kellner, proprietarul ProTV și cel mai bogat om din Cehia, a murit la vârsta de 56 de ani. Acesta se afla într-o vacanță în statul american Alaska. Tragedia s-a produs în timpul unui zbor de la o cabană pe care o închiriase cu un grup de prieteni spre o pârtie de schi izolată. Elicopterul în care se afla miliardarul s-a prăbușit în zona ghețarului Knik, aflat la 80 de kilometri de Anchorage, cel mai mare oraș din statul american Alaska. 5 persoane, inclusiv pilotul elicopterului, au murit în urma accidentului care a avut loc sâmbătă. O a 6-a persoană a supraviețuit, fiind găsită de salvatori în stare gravă. Miliardarul ceh Peter Kellner a fost un personaj controversat. Au existat, de pildă, numeroase speculații cu privire la modul în care și-a creat averea. Potrivit Forbes, Peter Kellner avea o avere de 17,5 miliarde de dolari, bani pe care acesta i-a obținut din afaceri cu China și Rusia. Omul de afaceri era cunoscut pentru legăturile puternice cu cele două state. De exemplu, companiile controlate de Kellner prin intermediul fondului PPF au avut legături puternice de afaceri în Rusia, de la operațiuni de creditare la comerț și minerit.
Presa cehă scrie că Peter Kellner era un activ militant pentru reorientarea geopolitică a Cehiei spre Rusia, chiar și după anexarea ilegală a Crimeei și invazia din estul Ucrainei, dar și pentru ridicarea sancțiunilor economice impuse în mod regulat Moscovei de UE. De asemenea, miliardarul avea relații bune cu China. Kellner avea acolo afaceri în domeniul împrumuturilor nebancare, dar și în domeniul telecom, unde compania O2 are un parteneriat cu Huawei. Miliardarul ceh Peter Kellner a devenit în octombrie anul trecut noul proprietar al ProTV. Kellner cumpărase stațiile TV, printre care și cea din... Am revenit, continuăm cu știri externe. Mexicul și-a revizuit cifra deceselor cauzate de coronavirus, iar rezultatul este halucinant. Numărul oamenilor uciși de COVID-19 este mai mare cu 60% față de cifrele inițiale. Astfel, cu noile date, Mexic a devenit statul cu al doilea cel mai mare număr din lume, chiar și peste Brazilia. 121.000 de decese în plus au raportat autoritățile medicale mexicane în urma bilanțului revizuit. Această cifră a dus totalul din Mexic la peste 321.000 de decese. Noul bilanț a pus dintr-un foc Mexicul deasupra Braziliei, care până acum a raportat în jur de 310.000 de decese. Noile raportări ale autorităților mexicane vin în urma avertismentelor mai multor experți medicali care precizau că, în realitate, numărul deceselor din Mexic este mai mare decât cel raportat. Ei puseseră rata deceselor pe seama lipsei de testări și a lipsei de paturi din secțiile de terapie intensivă. Acest factor din urmă ar fi dus la un număr mare de oameni care au murit acasă. Iar în perioada imediat următoare, situația epidemiologică din Mexic ar putea chiar să se înrăutățească și mai mult din cauza faptului că urmează Paștele. În plus, programul de vaccinare nu decurge suficient de repede. Dintre cele aproximativ 127 de milioane de locuitori ai țării, doar în jur de 6,1% au fost vaccinați până acum. În susținerea Mexicului, Statele Unite au trimis 2,5 milioane de doze de vaccin AstraZeneca, mai ales că oricum nici măcar nu i-a aprobat utilizarea încă. În Mexic, inclusiv președintele Andrés Manuel López a avut COVID-19. Cu toate acestea, în toate aparițiile publice, el poate fi văzut fără mască și adeseori umăr la umăr cu susținătorii săi. În momentul de față, clasamentul statelor cu cele mai multe decese este condus de SUA cu aproape 550.000, Mexic cu 321.000, Brazilia cu 310.000, India cu 161.000 de morți și Marea Britanie cu 126.000. Autoritățile statului Filipine au luat decizia de a plasa în carantină zeci de milioane de locuitori, după ce în ultimele săptămâni au raportat o creștere masivă a numărului de infectări. Restricțiile au fost introduse cu ocazia apropierii Paștelui. Peste 25 de milioane de oameni vor intra în carantină în mai multe zone din Filipine, printre care și capitala Manila. Populația din zonele vizate nu va mai avea voie să iasă pe străzi în intervalul 6 seara, 5 dimineața, decât pentru motive foarte întemeiate, iar multe afaceri, precum clinicile dentare și veterinare, băncile, restaurantele de fast food sau televiziunile, vor trebui să lucreze la 50% din capacitate sau mai puțin. Carantina va rămâne instaurată până pe 4 aprilie, adică inclusiv de Paștele Catolic. De altfel, guvernul speră în acest fel să și reducă numărul de enoriași din biserici. Măsura carantinării celor 25 de milioane de oameni a fost anunțată după ce, la ultimul bilanț, au fost raportate peste 9.800 de infectări cu COVID-19. Acesta a fost însă doar cel mai recent bilanț de la capătul unei degradări constante a situației epidemiologice, ce a început în luna februarie. Până acum, Filipine a raportat peste 720.000 de infectări, dintre care 105.000 sunt cazuri active. A raportat de asemenea și peste 13.000 de decese, ceea ce îl face unul dintre cele mai afectate state asiatice. În ciuda celui de-al treilea val de infectare cu SARS-CoV-2, accelerarea livrărilor de vaccinuri permite Europei să vadă lumina de la capătul tunelului, spune comisarul european pentru piața internă. Oficialul de la Bruxelles a mai precizat că în momentul de față în Europa există zeci de centre de producție pentru vaccinuri care lucrează non-stop. Et je peux vous le dire avec beaucoup plus de certitude qu'il y a deux mois, la capacité effectivement de produire et de livrer pour nos concitoyens européens les 360 millions de doses prévues à la fin du deuxième trimestre et les 420 au milieu donc, du mois de juillet, qui sont nécessaires précisément pour commencer à parler de cette immunité collective et l'atteindre. Comisarul Thierry Breton, care este și responsabil cu programul de livrare a vaccinurilor împotriva coronavirusului, a mai precizat și că, datorită vaccinării, lumina de la capătul tunelului se vede în timpul celui de-al treilea val. El a mai precizat și că producția de vaccinuri are loc non-stop.
Aujourd'hui, nous avons maintenant 52 usines qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Europe pour produire. Comisarul european mai crede și că unul dintre motivele pentru care compania AstraZeneca nu a reușit să-și onoreze comenzile pentru Uniunea Europeană este faptul că ar fi favorizat Regatul Unit. Din acest motiv, el a caracterizat oficialii de la Londra drept incapabil să-și desfășoare singuri politica de vaccinare și total dependenți de UE. Săptămâna trecută, același înalt oficial de la Bruxelles afirmase că Europa ar putea ajunge la imunitatea colectivă până pe data de 14 iulie.